shot you down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. Mamă, bă, Iulica, ai pus melodia asta. Ești din ce în ce mai bun, Iulica, bravo! Nu uitați, oameni buni, pentru evenimente, nunți, botezuri sau chiar petreceri în aer liber, Iulica este DJ-ul pe care vi-l recomandăm. DJ Iulica. Vine și cu pancarda aia, hop și așa, pentru încă 50 de euro în plus. Hop și așa, Iulica, bravo, mă, Iulica, ești din ce în ce mai bun. Puteți să-i trimiteți mesaje la maruta@romprotv.ro. Bună, Laura! Bună, Măruță! Primul lucru vreau să te întreb. Măritată? Da. Ciucă degeaba, iarăși. Ciucă ghinion, degeaba. Are ghinion astăzi. Ai ghinion, e măritată. Mi-ai zis că stai cu tirul. A venit și a luat omul rând în primul loc. Mă rog, și-a luat loc în primul rând. Am luat în primul rând degeaba. Ai luat degeaba. Te s-a așezat așa în genunchi din prima. A zis că arde niște etape. Se așează direct în genunchi. Nu merge. Laura, să luăm un loc pe canapea. Deci tu ești campioană mondială la tir? Sunt campioană mondială universitară la tir. Adică? Adică la campionatele mondiale universitare am luat medalia de aur în 2015. Dar iar... mondială înseamnă că ești cea mai tare din lume. Da, în momentul de față sunt numărul 1 mondial. E o diferență între a fi campion mondial și a fi numărul 1 mondial la noi la acest la sport. Tir. La tir. Și ce mai tare? Să fii numărul 1 mondial. Adică tu ești și mai tare decât am prezentat eu. Nu, sunt tare, atât. Sunt tare. Ai 24 de ani. Da. 24 de ani și la tir. Dar cum ai ajuns la tir? Pentru că eu am ai o poveste interesantă, da, de fapt. A fost întâmplare, nu? Da. La mine a fost o întâmplare. Aveam 17 ani. Eram la liceu și, să zic, din rebeliunea mea de la, din acea vârstă, de la acea vârstă, am încălcat o regulă la sala de sport. Da. Nu am respectat cerința doamnei profesoare de a nu pune mâna pe minge în timpul pauzelor. Deci tu erai la sport, da? La ora, da, de sport? La ora de sport, exact. Și ai pus mâna și pe minge. Și am început să joc volei cu doi colegi. Da. În condițiile în care profesoara ne-a spus strict, nu atingeți mingea până nu vin eu în sală, pentru a nu exista accidentări și așa mai departe. Acum înțeleg ce-mi ceruse. Și atunci tu, mi se părea că, da, are ceva poate cu noi sau nu eram atenți, nu aveam maturitatea pe care o aveam în ziua de astăzi. Și, bineînțeles, ca o pedeapsă, mi-a dat nota 3 în catalog. 3 la sport? Da. În condițiile în care aveam media 10 la matematică și aveam 3 la sport. Deci ți-a stricat media pe tot da. Anul. Da, da, da. Și la puțin timp a venit o prietenă de-a dânsei, care era antrenoare la CSS1 Pajura. Eu da. Acolo am început tirul. Și a făcut selecție, a venit să facă selecție la noi la liceu. Eu am făcut Virgil Magiaru, liceu de fete, aveau nevoie de fete pentru a forma o echipă în anul următor. Și printre acele fete m-am numărat și eu pentru că aveam 3 la sport. Trebuia să fac într-un fel să... să dreg... da, deci exact ai luat 3 la sport și ai devenit campion mondial, tata, la da, tine. Da, da, da. Numărul 1, pardon, numărul 1, la... îți dai seama ce tare? Dar mi-am și acum, că... doamna profesoară, presupun că este fana ta cea mai înfocată, da, 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 dar atunci când mi-a dat 3 normal, trebuia să-mi dea 2. Și ai să-mi zis româna că ți-am dat 3 și o să mulțumești mai târziu. Și vreau să zic că peste ani i-a mulțumit și am zis, doamnă, 3 dumneavoastră mi-a schimbat viața. Pentru că în alte condiții n-aș fi ajuns pentru că nu știam că există acest sport. Acum stau să mă gândesc că am luat și eu 3 la școală. Adică am luat și la istorie, am luat și la franceză. Am luat... Dar uite, eu, de exemplu, mi-aduc aminte de profesoara și mi-aduc aminte de profesorii din liceu, dar de profesoara de franceză, doamna Cilibiu. Vreau să o salut, o femeie extraordinară. Am și o poreclă la franceză. Tonton. Știți de la ce vine tonton? Ne-a dat să facem o compunere despre toamnă. Și la toamnă, în franceză, se zice loton. Și eu am zis tonton, că așa am citit eu. Mi-a rămas corect la tonton. Da, vreau să o salut, o doamnă extraordinară. Și mă gândeam că puteam să ajung și eu campion mondial. Da, era o posibilitate. Crezi că mai am vreo șansă totuși la ceva, un domeniu, rup cozonaci, mâncat clătite, cred că, record. Cred că cu perseverență și făcând antrenament zi de zi câteva ore, cred că orice om poate să facă o performanță în domeniul pe care îl practică. Indiferent că vorbim de un sport sau vorbim de altceva, atât timp cât faci cu pasiune ceea ce faci zi de zi, muncind foarte mult, faci din suflet tot ceea exact, ce faci. Atunci n-are cum să nu iasă, că faci performanță la tir, că faci performanță în alt domeniu, tot este o... Știi ce îmi place mie? Că tu spui lucrurile astea și ai 24 de ani și că asta contează de fapt cel mai tare și e foarte greu să le spui multor tineri din ziua de astăzi că dacă te duci la un serviciu sau dacă faci ceva, fă cu suflet, pentru că dacă faci cu suflet, nu simți că te duci la serviciu și în același timp poți să faci performanță, pentru că faci cu drag, cu pasiune, cu iubire. Exact. Uite-te la noi cum facem emisiunea asta de 10 ani. Zi de zi suntem aici. Da. Asta e al 11-lea an. Eram în clasa a doua când te-ai apucat.
Eram mititică. Țin să menționez că urmăream emisiunea, dar acum din cauza timpului nu prea te văd în reclame și mai răruț un pic, dar apreciez foarte mult ce faci. Mulțumesc mult de tot. Deci tu erai în clasa a doua când te uitai la mine la televizor? Eram în clasa a doua, da. Atunci am avut, ne-a cumpărat mama prima dată televizorul, eram în clasa a doua pentru că eram foarte ocupate cu grădinița, școala și în clasa a doua mi-amintesc că au făcut rost de bani și au cumpărat televizor și ghișe, eram, stăteam chiar lângă ProTV pe Calea Moșilor și aveam semnal chiar dacă n-aveam antenă și prindeam ProTV-ul. Deci era da. Clasa a doua, deci mă urmeai când era cu tonomatul de pe da, doi. Da. Bă, băiatule, clasa a doua. S-a făcut așa, liniște. Asta e, trece timpul. Era clasa a doua și acum e invitata mea. Da, dar nici mie nu vine să cred. La tir. Da. Cât de tare poți să fii. Nici mie nu vine să cred. E greu sportul ăsta? Pentru este fete? Un sport greu. Pentru fete să zic că este puțin mai greu decât pentru băieții din cauza faptului că arma este foarte grea. Are 6 kg pușca. Eu trag, fac pușcă, nu pistol. Și atunci... Am, am. Mare, hai. Uiați. Foarte bine. Da. Și să zicem că pentru o fată ar fi puțin mai greu să susțină greutatea respectivă. La glonț avem 3 poziții, genunchi, picioare, culcat. Și atunci pentru fiecare poziție coloana ți este solicitată într-un mod diferit. Și ce să mai zic, cu cât avansezi și cu cât vrei să progresezi în acest sport, trebuie să faci sacrificii. Deci tu practic zici că pușca are 6 kg da. Și tragi cu ea din 3 poziții, adică și culcat și în genunchi sau cum. Asta la glonț. Asta la glonț. La știu că glonț, bine că ai plecat, metri, bine că ai măritată. Da. Bine că are iubit, știu că du-te, că nu era bine, te prindea. Da. Da. Și ești măritată sau doar... Sunt măritată. E, na. Cum s-a întâmplat tu? Păi mi-am găsit alesul. Și el tot sportiv? Nu. N-are legătură cu sportul. Tocmai de asta cred că și ne înțelegem foarte bine, pentru că oarecum mă apreciază foarte mult. Se uită la mine, mai, crede mai mult în mine decât cred eu uneori. Ce tare, da, foarte tare. Da. Asta este bărbatul ideal. Și este ideal. Foarte bine că am S-a pus Dumnezeu echilibru. Mâna în cap cu așa bărbat. Da. Să știi. Și să-mi accepte deplasări, plecări, pleci câte o lună, rămâne singur acasă. Altcineva poate nu ar fi acceptat, dar s-a nimerit să am un soț. Îți dai seama că nu poți să facă nicio mișcare greșită. Pistol, glonț. Da. Nu e de joacă. Vreau să vă arăt câteva imagini cu Laura Coman, oameni buni, numărul 1 mondial la tras cu tirul. Erau niște imagini unde se cânta imnul pentru că tu erai pe locul întâi. Da, am câștigat locul întâi acum o săptămână jumătate în Guadalajara, Mexic, la Cupa Mondială, prima Cupa Mondială din acest an. Sempi, că nu a început de-abia de câteva luni și tu ai câștigat deja 3 premii, am înțeles? Am făcut 2 recorduri europene, am ieșit campioană europeană, am câștigat locul 1 la această Cupa Mondială și locul 2 împreună cu Alin Moldoveanu la proba de mixt. Stai un pic, anul ăsta? Da. Adică din ianuarie până acum ai câștigat toate titlurile astea? Da. În 2 săptămâni mai exact, pentru că perioada a fost scurtă. Am început anul în forță, ce să zic, pentru că în toamnă urmează calificările pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și se vor da primele locuri cotă. Ești foarte tare. Da, mulțumesc. Vreau să-ți aduc un mărțișor dulce. Tocmai de aceea o avem alături de noi pe Gabi Pascaru, care mai aduce ceva delicios. Te rugăm frumos, Gabi, pentru o campioană. Astăzi și toată luna martie ne-am gândit să aducem mărțișoare dulci invitatelor noastre. Și să știi că proporția invitatelor este din ce în ce mai mare în emisiune, pentru că vrem și noi să gustăm aceste delicate. Doamne, arată foarte bine. Da. Asta, uite, stai că avem și aici linguriță, un cheesecake. Curculiță, te rugăm. Mulțumesc frumos. Ia un cheesecake dietetic. Dietetic, asta pentru sportive. Te rog frumos, Gabi, ia un loc cu noi. Gabi, să știi că și ea este pasionată foarte tare de ceea ce face. Și de cât timp tu faci? 20 și ceva de ani. De 20 de ani? Da, da. 20 și... Mamă, cât de tare. Da, sunt bătrână. Nu e adevărat.
Nu e adevărat. Te rugăm frumos, hai să-ți povestești ceva. Prima prăjitură a făcut-o la 10 ani. Wow. Și ce cred că, dacă ghicești ce prăjitură a făcut la 10 ani, eu fac trei tumbe aici. Prăjitură deci, ce, 10 ani. Crezi că ce prăjituri, gândește-te acum 20 de ani, nu câți ani aveai acum? Când aveai 10 ani, câți ani aveai? Mă rog, înțelegeți de asta ce vreau să zic. Nu spune la matematică. Bun, deci gândește-te că prima e prăjitură pe care a făcut-o a fost, și tu îmi spui prăjitura, și prăjitura a fost învățată de la tanti? Tanti Rica, vecina. Tanti Lica? Rica. Tanti Rica. Zi, Rica, care mânci, care curte. Așa, tanti Rica, ce prăjitură crezi că făcea acum atâția ani? Prima prăjitură în care a debutat la 10 ani. Păi unul la mână, eu nu eram născut atunci, deci clar nu prea, nu prea ce prăjitură să mâncam pe vremea respectivă. Vezi că dacă nu ghicești, o să faci tu tumbe. Deci? Habar n-am prăjitură. Deci atunci nu făceau tiramisu ce mâncam eu. Cornulețe, gogoși. Așa, astea le făcea și mama, tocmai da. Dar ce prăjitură, stai să o întrebăm pe mama, Mihaele. Doamna Gurău, ce prăjitură credeți că făcea... Negresă. Deci, da, trebuie să fac tumbe, că tu trebuia să ghicești. Doamna, tocmai ați câștigat porția mea. Deci, doamna, ghici-mă direct. Ce prăjitură ați făcea cu 20 de ani? Negresa. Știți câte negrese am mâncat eu la viața mea? Îmi făcea mama în fiecare sâmbătă și duminică. Cele mai bune prăjituri. Mamă, te iubesc. Și mi-e dor de o negresă. Promit că îți trimit negresă. Da. Zic cum e. Delicioasă. Este delicioasă. Te rog. Dar trebuie să mă opresc, dacă nu o să le mânc pe toate. Asta e. Înseamnă că ne potrivim. Am văzut că și tu concurezi cu mine un pic, nu? Da, vreau să fiu și eu locul întâi mondial la mâncat pene răsuflate. După publicitate revenim până una alta. Dacă vreți o căutați pe Instagram sau pe Facebook, pe Laura Coman, campioana numărul 1 mondial la tras cu tirul, trebuie să știți că pagina este chiar așa, Laura Coman, da? Dați-i like, merită să facă cât mai mulți fani și să aibă cât mai multe aprecieri din partea noastră. După publicitate revenim. Doamnă, vine Nea Vasile cu cozonacul. Are GPS la mașină, îl urmăresc și credeți-mă că este deja prin oraș. Se apropie de ProTV, e pe la obor.